Seismologul Gheorghe Mărmureanu, fost director la Institutul Național pentru Fizica Pământului, dar și cercetător științific, a explicat exclusiv pentru Playtech Știri în ce condiții ar putea fi afectate de un cutremur puternic marile baraje din România, Bicaz și Vidraru, dar și centrala de la Cernavodă. Acesta susține pentru Playtech Știri că marile baraje din țară rezistă în fața unui cutremur puternic, el fiind de fapt și cel care s-a ocupat de structura lor de rezistență în urma zecilor de calcule. Pe barajul Bicaz din județul Neamț, eu m-am ocupat de aspectul fizic al problemei. Când a fost construit, nu s-a pus problema cum va rezista la un cutremur. Ei au făcut calculul pentru presiunea apei, nu a unui seism. Apoi m-am consultat, am reluat calculele și am corectat gradul de rezistență. Am preluat și barajul Vidraru din județul Argeș. Pot garanta că barajele sunt construite să reziste la cutremure de peste 8,5 grade, deși în România nu au fost înregistrate chiar atât de mari. Seismologul Gheorghe Mărmureanu, vestit în întreaga lume, se poate mândri și cu faptul că centrala de la Cernavod are un grad mare de rezistență la cutremure și datorită muncii și contribuției sale. Am lăsat în urma mea multe lucruri durabile. Am lucrat și la centrala de la Cernavodă. Am colaborat pentru acest proiect cu americanii. Este foarte rezistentă la cutremure. Am făcut sute de studii și de calcule. Este proiectată să reziste la un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter.